Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai SQTV, sunt Maria Ionicescu, astăzi de la Domeniul Roman, 27 iunie, ziua ei, în colaborare cu SQTV, Domeniul Roman organizează o frumoasă petrecere în sărbătoarea ei românești. Dragi prieteni, povestea ei continuă aici în Canada, an de an, și va continua câtă vreme românii vor fi pretutindeni. Să creadă că ne-am certat și de-o fi oameni mai mulți, mă. La mine să nu te uiți, la mine să nu te uiți, și de-o fi mai puțini mei, să te uiți în ochii mei, să te uiți în ochii mei, mă. Că sunt frumoși ca așa-i tăi, că sunt frumoși ca așa-i tăi. Suntem cu domnul Mihai Roman, proprietarul Domeniul Roman. Este al doilea an consecutiv când SQTV și Domeniul Roman organizează împreună ziua ei românești, ambele în pandemie, de data asta ceva mai relaxat. Mihai, mulțumesc tare mult pentru primire, pentru organizare, pentru meniu fantastic pe care ni l-ai oferit tuturor. Cum te-ai simțit, cum a fost pentru tine această organizare și cum te-ai simțit tu? Mai, datorită condițiilor de, cu pandemia e destul de greu, dar ce să-i facem, trecem. Deci bine și ce să zic, e bine că putem să facem câte ceva, știi, să putem să adunăm din nou lumea cum era înainte, știi, aproape ca înainte. Cum ți-a părut publicul astăzi după un an, aproape un an, pentru că în septembrie a fost, de fapt, ultimul eveniment pe care l-ai organizat aici? Deci, dornic publicul, deci era, cum spun ăștia, avea soaf, deci le era dor, le era sete de ieșit, de ascultat o muzică bună, de întâlnit prietenii, de respirat în sfârșit, zicem. Mihai, mulțumim încă o dată și mult succes în continuare. Sperăm să avem ocazia să facem evenimente mai multe și mai mari, de ce nu, cu mai mulți români. Sperăm că situația ne va permite în viitor. Asta îmi doresc și eu, să putem continua, în primul rând, că am ieșit de la limita de supraviețuire, am trecut cu bine, să zicem așa, cât de cât. Mulțumesc și eu!
Bună ziua, dragi români de peste tot, din Montreal, din Canada. Suntem la Domen Roman, la ziua ei, iată primul eveniment după foarte mult timp, în condiții de pandemie. Bineînțeles, s-au respectat condițiile de distanțare socială, cele impuse. Suntem onorați astăzi să avem pe doamna Magda Popeanu, vicepreședinta Comitetului Executiv de la Ville de Montréal. Magda, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cum te-ai simțit astăzi? Extraordinar. Este frumos, este cald, e verde, locul este absolut magnific. Deci invit toți românii și nu numai românii să vină la domeniul roman, pentru că este efectiv, și mulțumesc, Marius, pentru inițiativă. Momente din astea privilegiate, după tot ce am trecut într-un an și câteva luni de stat acasă în fața calculatorului, faptul că am putut comunica, că am putut dansa, că ne-am purtat cu mândrie ile românești, a fost o mare plăcere. Mulțumesc încă o dată pentru ideea de a organiza și pentru organizarea excepțională. Magda, în foarte puțin timp vor fi alegerile municipale. Ai avut foarte mult succes la alegerile trecute, mai ales, și ai avut o implicare fantastică, după părerea mea, în economia Montrealului, în proiectele pe care le-ai dirijat, pe care le-ai propus. Câteva cuvinte despre proiectele tale și ce va urma. Acum este după petrecere, dar efectiv, cred că pandemia va schimba foarte multe lucruri fundamentale în modul de a trăi în oraș, în modul de a, de a frecventa Centreville, cum îi spunem în Quebec, deci centrul orașului, care din nefericire s-a golit poate de cei care lucrează, pentru că din ce în ce mai mult lucrăm de acasă, de pe computer, dar vă invităm cu dragă inimă să veniți, să participați. Toată vara vor fi spectacole extraordinare, va fi animație de circ, saloane de artă populară care se organizează în locurile, în magazinele goale, deci în locurile neocupate, în spațiile comerciale neocupate. Deci invit toți montrealezii și toți românii să vină să se bucure, pentru că trebuie să profităm de vara asta frumoasă, după ce am ieșit din teribla pandemie care ne-a pus pe toți la același numitor comun. Mulțumim tare mult și mult succes! Vă mulțumesc din suflet și nu uitați să veniți la domeniul roman, este efectiv foarte frumos. Stăm de vorbă cu doamna Cezarina Dușescu, consilier în securitate financiară la Sun Life. Cezarina, mulțumim în primul rând pentru aportul pe care l-ai adus la ziua ei și îți dorim mult succes în noua carieră. Cum te simți la început de carieră ca și consilier în securitate financiară, pe scurt, consilier asigurări, pensii, fonduri de studii, voiaj? Mulțumesc foarte mult, Marius, pentru invitație și pentru tot suportul acordat, mai ales că sunt la început. Doresc să aduc un semnal de alarmă celor care nu au încă asigurări pentru a planifica și a reuși și a avea o sănătate financiară. Este foarte bine să aibă tot felul de asigurări. Sunt de 3 luni de zile consilier în securitate financiară pentru Sun Life și încerc să-mi fac publicitate și mulțumesc foarte mult că mi-ai dat această oportunitate și acest sprijin și ajutor. Cum te simți cu românii astăzi, după atâta timp de când n-am mai reușit să fim împreună? Este extraordinar și îți mulțumesc foarte mult. Atmosfera a fost incendiară, muzică românească, mâncare de calitate, domeniul roman extraordinar, tot ce a făcut Escu de asemenea extraordinar. Mulțumesc frumos! Angela și Vasile Lascu, o familie de români, veniți de peste Prut, de lângă Chișinău, care, iată, au înființat o firmă, Sigma Couture, care ne-a oferit aceste minunate ei. Cum v-ați simțit astăzi la ziua ei și cum sunt iile pe care le faceți voi, Angela? Cum ne-am simțit foarte bine, a fost o atmosferă extraordinară, plină de emoții pentru mine, în primul rând, că am avut șansa să redau stilul românesc și a fost frumos, în general. A fost. Cum faci aceste ei? Cum le fac? Le prelucrez manual, sunt broderii care le fac la calculator, am o programă specială pe care o prelucrez, după aia manual le croiesc, îmi iau stofa care corespunde și le fac. Vasile, ai o ie foarte, foarte frumoasă. De unde vine modelul ăsta?
Eu cred că vine din Maramureș, din zona aia, pentru că noi lucrăm cu un designer din România, Dan Minea, care este un producător de broderie digitală. Și noi primii pași am făcut cu ajutorul lui, deci el pe site-ul lui am găsit primele inspirații și după care Angelica a început personal să prelucreze anumite modele. Eu sunt echipa de suport și fac tot ce trebuie ca Angelica să aibă succes și să reușim să promovăm tradiția românească, că asta de fapt e cel mai important. Și ne bucurăm că am avut șansa la acest festival frumos să ne facem cunoscuți în comunitatea românească, să ne facem cunoscute produsele și sperăm că ceea ce facem noi o să vă placă foarte mult și să fie într-un ceas bun. Nu e prima oară când veniți la concerte, la evenimente cu românii. Cum v-ați simțit astăzi de ziua ei? Păi ne-am simțit foarte bine, frumos. Ca de obicei foarte bine, deci îmi plac foarte mult toate evenimentele organizate de Escu TV în special și de tine, Marius, de munca ta și tot efortul care îl depui pentru comunitate și să știi că întotdeauna cu mare plăcere voi veni la toate evenimentele organizate de Escu TV și de tine personal. Mult succes, Sigma Couture, cu iile voastre, sunt într-adevăr fantastice. Sper să aveți cât mai mult succes aici în comunitatea română, din Canada și de ce nu și din afara Canadei. Vă mulțumim mult! Dragi prieteni, o sărbătoare frumoasă aici, sărbătoarea ei românești, români, cu poveștile lor, cu povestea ei în primul rând. Am întâlnit aici editorul editurii Global Art Universum, domnul Johnny Ciatloșdeac, bună ziua, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în fața camerelor dumneavoastră Escu TV. Ne simțim super bine. Ploaia a întrerupt pentru câteva minute festivitatea, dar în prezent totul e frumos, soarele a ieșit din nou. În suflete avem soare după un lockdown destul de lung. Iată-ne împreună din nou. Ne simțim minunat împreună cu românii noștri. Sărbătorim festivitatea ziua ei. Este un lucru din suflet pentru suflet, pentru că ea românească reprezintă mai mult decât, ce să vă spun, doar o tradiție. Este sufletul românului. Bună ziua, Mihaela Cede, da? Este numele meu de scriitor, Mihaela Ciatloșdeac, dar prescurtat Mihaela Cede, mai ușor de ținut minte. Am venit cu mare drag aici, între români, ne simțim foarte bine. Bineînțeles, port și eu o ie adusă din România, primită în dar. Povestea dumneavoastră, scrisă în câteva, deja trei volume scoase la editura? Global Art Universum, Primorea. Da, am scos trei volume. De fapt, la ora actuală am 7 volume, dar numai 3 sunt în format tipărit deocamdată. Așteptăm foarte curând, săptămâna viitoare, să iasă la tipar încă 3 cărți și sperăm încă peste o lună următoarea carte. Este vorba de volumul de poezii Binecuvântare și Chin. De asemenea, revista Poezii pentru sufletul meu. Da, revista Poezii pentru sufletul meu este o revistă editată de Johnny Ciatloșdeac la editura Global Art Universum, la Montreal. Eu sunt doar unul dintre fondatori, cofondator la această revistă și, bineînțeles, public în această revistă. Pe mine mă găsiți pe ultima pagină, întotdeauna în revistă. Doi antreprenori de succes, doi români de aici din Montreal, Dorin Bucur și Marius Mureșan. Începem cu Dorin Bucur. Dorin, este pentru prima oară când vii la un eveniment românesc. Cum te-ai simțit? Fenomenal, foarte bine. Și apreciez foarte mult efortul care l-ai pus să organizez ieșirea asta, este foarte binevenit. Ești foarte rar, mi-ai spus-o de multe ori, ne cunoaștem de foarte mulți ani în comunitatea română. Crezi că după acest eveniment o să ieși mai des, ai spart gheața cumva sau nu te mai vedem iarăși câțiva ani buni? Dacă reușesc să obții același succes, cu siguranță o să vin. Cum te-ai simțit astăzi, cu ce gânduri pleci de aici din Canada și cu ce amintiri pleci de aici din Canada, sperăm să revii în curând. Gândurile, amintirile sunt așa un pic amestecate, dar cu părere de rău pe de-o parte că totuși au fost 14 ani. Pe de altă parte revin în ceva oarecum nou,
sau vechi, nu știu cum să-i spun. Evenimentele, din păcate, nu prea am umblat nici eu, pentru că nu am avut timp, dar la câte am fost, poate pot să le număr pe două mâini, la degete, au fost extraordinare, mai ales acum ultima dată, ceva ieșit din comun, afară, frumos, la aer liber, chiar ne-am simțit bine. După un an și ceva de stat în casă, aproximativ, chiar mulțumim frumos că ne-ați scos afară din bârloc. Marius, îți mulțumim și noi că ai venit, pentru că fără oameni ca voi care participă nu se poate face nimic. Sperăm că vei reveni întotdeauna cu drag la Montreal, nu ne evita să ne cauți, abia aștept să ne revedem ori în Canada, ori în America. Eu vă invit în America, mai precis în Carolina de Nord. Dacă ajungeți pe acolo, căutați-mă, nu e nicio problemă. În Canada, când îmi revin, nu știu, niciodată nu spunem niciodată, dar nu știm. Dacă mai avem pentru ce să venim și dacă venim, vă căutăm sigur. Mult succes! Mulțumesc, la fel și vouă! Suntem la Domen Roman, la ziua ei 2021. Am reușit să ne întâlnim și în acest an de ziua ei, după un an și ceva de restricții. Cum v-a simțit Emil Rus de la Dracula Alarm? Super! Frumos! Un timp frumos, ambianță plăcută, între prieteni, am petrecut. Cum ați petrecut, cum ați străbătut, de fapt, această perioadă de restricții? Am trecut, n-au fost restricții la mine deloc. Am muncit fără să mă opresc. Foarte bine, cum v-ați simțit astăzi? Foarte bine, ca de fiecare dată la domeniul roman. Excelent, minunat, o atmosferă cu un spirit românesc, bucate tradiționale românești. Țin să mulțumesc organizatorilor că am putut, după perioada asta de pandemie, aveam nevoie și este foarte bine pentru moral să ne mai vedem. Și plăcut surprinsă că toată lumea și-a etalat ile tradiționale românești. Foarte frumoasă zi, reușită duminică, mulțumim tuturor! Au fost și restricții, nu v-a deranjat că nu ați putut să faceți hore și sârbe ca pe vremuri cu 20, 30, 50 de persoane? A trebuit să ne limităm, eu știu, pe bule familiale? Până la urmă, important e cu cine te întâlnești și e prezența fizică. Horele și restul o să vină pe parcurs, ce să zic. E faptul că suntem împreună, asta e cel mai important. M-am simțit destul de bine și o să mă simt în continuare la fel de bine. Mulțumesc organizatorilor încă o dată, s-au pregătit bine. Mâncarea a fost bună, muzica pe măsură. Ne-a făcut plăcere să și dansăm, bineînțeles, în bulele noastre familiale, din păcate. Dar sperăm că pe viitor să fie și mai frumos și mai bine.
Noi vă mulțumim că ați venit și că ați făcut acest efort, pentru că fără voi, fără participanți, nu se poate face nimic, nici fără organizatori, nici fără artiști. Mulțumim încă o dată că ați venit și că v-ați simțit bine. Mulțumim! Și vă mulțumim! Și încă nu s-a terminat. Exact. Petrecerea continuă. Ne-am simțit super, mulțumim Marius pentru invitație și vom veni, ca de obicei vom fi prezenți ca în fiecare an. Mulțumim! Absolut, ne-a făcut foarte bine să fim prezenți cu această perioadă de incertitudine. Sperăm să ne îndreptăm spre lucruri mai fericite și să ne vedem în grupuri mai mari. În primul rând, bună ziua, Escu! Mulțumim tuturor participanților domeniul roman, domnului Mihai cu toată echipa. Mulțumim pentru tot, după un an de zile, cu mare, mare bucurie și fericire am participat la ziua ei, o mare întâlnire cu românii, mica Românie din Canada. Mulțumim! Vă remerci de toujours m'inviter. J'accepte avec grande joie de participer avec mon amie qui, elle, est roumaine. Moi, je ne comprends que quelques mots, mais j'apprécie beaucoup la musique. Et aujourd'hui, j'ai été épaté par tous les costumes et les dames qui étaient toutes habillées dans des robes style du pays de la Roumanie. Ça me surprend tout le temps, ça me touche. Mihai, văd că ai o ie foarte, foarte frumoasă și un crop de maramu, e normal. Care este povestea acestei ie? Ea a fost cadou din partea soției mele la împlinirea 50 de ani, deci simt foarte mult la ea. E făcută comandă specială la o mănăstire în plus, la Strâmtura în Maramureș. De câți ani e această ie? Păi ea are, cât are acum, are 4 ani, 5 ani deja, dar clopul are multe, multe decenii, deci probabil în jur de 100 de ani. Păi sper că această e frumoasă și acest clop să treacă la și mai multe generații după tine. Da, și asta îmi doresc, și asta îmi doresc, că sunt lucruri care rămân în, pentru cei care vin după noi.